Aici trag apa, ca o furtună, aici putem să le facem. Valea Boiului, tabăra de cercetași, cercetașe, Pui de Lup Lupișor, Asociației Cercetașii Români Uniți. Îl avem în fața noastră pe tânărul Vasile Chindriș, care se chinuie să sape un drum pentru lupișori. Bună seara! Ce ne puteți spune despre această primă zi, înainte să vină cercetașii și cercetașele și înainte de ei să vină Pui de Lup și lupișorii? Este minunat să ne aflăm aici, pe Valea Boiului, la Bratca. Suntem încântați, acum am făcut corturile, iar în momentul următor vom căra toate bagajele, alături de drumețul Toni Suciu, care se pregătește deja de muncă. Iar mâine dimineață ne vom trezi la 7 pentru a aștepta pe lupișor și Pui de Lup. Mulțumim!